Salutare, dragilor! Vreau să vă povestesc o chestie scurtă. Mulți m-ați întrebat pe Instagram ce am făcut în Jamaica, ce am făcut în LA și am filmat împreună cu Drupi. O să vedeți cadre cu ce s-a întâmplat pe acolo, dar vreau să vă și explic foarte, foarte repede de unde acest trip în Jamaica. Exact acum 7 ani, echipa, familia lui King Batch, pe care voi îl știți drept King Batch, îl cheamă Andrew, m-au chemat în Jamaica, acolo unde ei de aproximativ 12-13 ani susțin această fundație numită Rujan, care a plecat de la bunicii lui Andrew, ei plecând din Jamaica să ajungă în America, să facă o viață bună pentru părinții lui Andrew, adică na, copiii lor. Ei vor să dea înapoi pentru faptul că au reușit în viață și de aia se duc acolo în fiecare an cu vedete din sport. Era la început, acum sunt și oameni din online și actori, și se creează aceste cantonamente, să le spun, aceste cursuri de actorie sunt acum, cursuri de producție, cum am susținut eu. Și când am fost eu acum 7 ani, m-au invitat pentru că nu aveam bani, nu puteam să-mi plătesc acest trip. Și fiind prieten cu Andrew, lucrând pentru el cumva în LA, m-au ajutat, m-au invitat și la Crăciun. A fost foarte, foarte frumos și acum 7 ani mai târziu, pentru că reușesc să îmi plătesc singur acest trip, am vrut să dau înapoi practic și să arăt că sunt recunoscător pentru cum m-au ajutat. Și pe lângă asta e o experiență culturală imensă pentru mine să merg într-o țară precum Jamaica și na, te simți foarte bine când ajuți, că na, de multe ori ajutăm din tot pentru orgoliul nostru. Și am făcut-o, a fost foarte frumos. În primele zile am stat în Kingston, care este capitala Jamaicăi, un loc foarte sărac, mai sărac decât în România. Ne-am bucurat să putem să mergem la anumite școli, să vizităm, să vorbim cu acești copii. S-au susținut tabere de basket, tabere de fotbal american, de dans. A fost cu noi un băiat, poate îl știți din media americană, Casper. El a susținut un workshop de dans. După primele 3 zile în care am avut și cine, unde am avut invitați, s-au dat burse, s-au dat cadouri, s-au făcut foarte multe acțiuni drăguțe. Ne-am mutat într-o stațiune numită Montego Bay, care avea un resort de 5 stele foarte, foarte drăguț. Acolo am stat și vreo 2 zile noi mai pe relax. Foarte multă mâncare, foarte multă distracție în gașca respectivă, dar în perioada asta am și avut plăcerea de a susține primul meu workshop de producție în Jamaica, în care am luat, mi s-a spus că o seară înainte, cumva, băi, uite, sunt 12-15 studenți care vor să învețe despre producție și eu nu prea știam exact care producție, că poți să fie producție video, de filme, de seriale, vrei să faci internet. I came here with him because we were both in college. I was studying filmmaking and he was studying acting and we started doing YouTube together. Like this was 7 years ago. He wasn't famous yet. I wasn't famous in my home yet. By the way, I'm from Romania. I don't know if you noticed that. Și ducându-mă acolo am învățat cam ce voiau ei să știe și în decurs de 2-3 ore am ales pe fiecare ce știa să facă și împreună am scris, am regizat și am editat după aia un sketch pe care îl puteți vedea pe canalul meu, dacă nu l-ați văzut deja. Bineînțeles, nu s-a viralizat pentru că nu e o glumă românească și să aibă un caracter foarte viralizabil, dar puteți să-l vedeți într-un link pe care o să-l pun aici sau îl vedeți pe canalul meu. Copiii s-au descurcat admirabil. În seara respectivă am avut o cină mare cu foarte mulți oameni invitați, în care am arătat video pe un ecran și s-au văzut și li s-a dat foarte multă încredere în sine. Acolo fiind un loc unde eu consider că poți să ajungi să influențezi ceva bine, să dai încredere în om. Și video-ul ăla a arătat că pe lângă track and field, adică atletism, la care jamaicanii sunt foarte buni, uite că au și o doză de artă în ei. Și am stabilit că pentru anii ce o să vină, fundația respectivă, eu o să mă mai duc, ori eu, poate și alți influenceri din România, să le oferim încrederea asta copiilor și studenților, că ei pot avea încredere în ei, pot face și lucruri artistice, pot juca, pot scrie, pot fi faimoși online prin
prin content sau prin ce mai stabilesc ei mai departe. Avem și câteva discuții preliminare, eu împreună cu mama lui Andrew, în care am zis că poate aducem această tabără și în România, să încercăm să aducem influenceri, actori, cântăreți sau oameni cunoscuți într-un domeniu, să-i aducem în România și să mergem poate în sate sau în zone mai unde na, au nevoie de să li se ridice puțin moralul. Dar long story short, asta s-a întâmplat în Jamaica, m-am întors după 7 ani pe propriile picioare, cu propriile forțe, și eu și Drupii care filmează chestia asta, și s-a simțit și el foarte bine acolo. Deci cam asta a fost ce s-a întâmplat în Jamaica. Bineînțeles, e un lucru de e ceva de învățat din orice experiență. M-aș bucura să vă uitați și voi la, da, acum cumva e deja la final video după ce le editează Drupii, și sper că v-ați uitat până aici ca să vedeți ce s-a întâmplat pe acolo. Poate vă inspiră și voi așa puțină voință să ajutați mai departe, pentru că orice mână de ajutor pentru stratul ăsta social atât de jos al oamenilor ar ajuta. Și aici vorbesc doar de puțină încredere în oameni, dacă dăm mai departe, e mai mult decât de ajuns. Na, cam asta s-a întâmplat, vreau să vă arătăm footage-ul, mulțumim că ați urmărit!